Gata, nu mai fac, să fac alții. Am o vârstă, m-am săturat. E destul pentru mine. Nu mai pot să mă cer cu toți, nu mai pot să mă lucru cu toți. Simt că sunt furat. Gata, nu mai fac. A, Becali a zis așa de echipă. Codă, are o vârstă, 65 de ani. Noi facem în continuare. Cafeaua de după. Bună dimineața și bine v-am găsit. Pe YouTube și pe Facebook. Ultima cafea din aprilie. Ei, ce lună am avut și în aprilie. Ce lună și ce vreme și ce vremuri. Pregătiri de 1 mai trebuie că iar avem mini vacanță, nu i așa, trebuie să cumpărăm iară să avem de toate, să umplem grătarele, să sfârie micii, să... Bună dimineața și ție, Vlad! Te-ai întors. A, te întors după un lung periplu, cum a fost, cum a fost? E bine acasă. Tot acasă te întorci. Cafea de la Dani din Nevada și el departe de, de casă, dar a donat o cafea bună pe baimiecoffee.com slash cu Bendea. Mm. Merge. Aia zic că pentru întâi mai trebuie cărnărie, dar trebuie să avem și niște legume, fructe, nu? Ro roșii la 65 de lei kilo, cam câte o jumătate pe cap de familie, de persoană. Vedeți că în Anglia e criza mare de medicamente, de alimente. Din cauza scumpirii și a lipsei s-a dat ordin. Trei roșii pe familie, trei ardei pe familie și patru castraveți, dacă sunt și fete. Dacă, Be? și, și bere cât cuprinde, că englezii dacă beau bere, uită de legume, uită de pepeni românești. Nu știu când apar, dar am văzut pepeni străini cu 95 de lei kilogramul. Ce 95 de lei. Din care jumate e coajă. Apropo de pepen, Bianca Drăgușanu... <laughs> Bianca Drăgușanu, imediat, a doua zi de Paști, a ajuns, scria un ziar, scria în ziar, a ajuns sub cuțit pe mâna doctorului. Mă, m-am gândit să o dezumfla, să o întâmpla ceva, deși în cazul ei nu să, cuțitul nu prea e ce face în jurul ei, că se duce. a ajuns pe masa de operație. Mă, ce o făcut? O exagerat cu ouăle și cu cei peste, cu maionea. O exagerat. Și zic, măi, ceva la bilă, ceva la ficat, pancreasul aiurea. A venit aici la Cluj, în Apoca, să-și micșoreze un pic sânii, Zice, m-am săturat, că sunt așa de mari și nu, îi micșorez și lansez un nou trend cu sâni mai mici. De acum, doamnelor și domnișoare, dacă doriți repere, nu să mai poartă mări mari, ci mări mici, așa, să nu încurce la șofat, la... Că Bianca Drăgușanu când își pune ceva în cap, ea nu se lasă, domne, nu se lasă, până nici Marcel Ciolacu nu s-a lăsat și a mers la muntele Atos. Lor confundat ăștia cu un călugăr, era îmbrăcat în negru, avea barbă, S-a dus acolo, bineînțeles, cu echipă de filmare, cu echipă de pozare, ca să vadă toată lumea care e faza, că el e un om creștin, vedeți, să apropie alegerile și toți trebuie să dăm bine în fața electoratului, să fim aproape de Dumnezeu. Bineînțeles că le-a promis tuturor călugărilor de la Muntele Atos măriri salariale, nu le tăie Pe pensiile speciale. speciale, bineînțeles, și uh, fără cote la uleiul de măsline. Vedeți, cine poate, poate în acest timp, Petre Daia, ministrul agriculturii, suferea în țară a avut și o moțiune de cenzură și ce a zis colegilor de guvern? Zice, nu mă lăsați colegilor la greu? Sunt în dreptate asupra mea o grămadă de puști. La care Pomohaciu zis, ați spus puști? Câți puști? O remorcuță de puști cu ciocanile curate? Nu vă mai rețin. Weekend plăcut și o vinere pe plăcerea voastră. Distracție de 1 mai. Să vină fumul.